Actorii de la Teatrul de Artă Deva au fost prezenți recent la un festival internațional care s-a desfășurat la Chișinău, în Republica Moldova. Devenii au prezentat piesa Oscar și Tantii Roz în regia lui Mihai Panaitescu, care a fost bine primit atât de public, dar și de critică. La Chișinău a fost foarte bine, am fost primiți cu mare căldură de publicul din Republica Moldova. După cum știți, sau poate dacă nu știți, vă spun eu încă o dată, Teatrul de Artă din Deva a fost la Chișinău la Festivalul Internațional de Teatru Festis 2021 cu piesa Oscar și Tantii Roz în regia lui Mihai Panaitescu. Reveniți de la Chișinău, actorii de veni sunt nerăbdători să revină în fața publicului local, iar acest lucru se va întâmpla vineri, 12 noiembrie, de la ora 19, când va fi prezentată piesa Jerry și câinele, o adaptare după Eduard Albie și regizată de același Mihai Panaitescu. Actorii de la Teatrul de Artă Deva așteaptă publicul în sala de spectacol, dar reamintesc că din cauza situației sanitare cu care ne confruntăm, accesul spectatorilor va fi unul limitat și cu respectarea normelor în vigoare pentru combaterea răspândirii COVID-19. De-abia am așteptat să ne întoarcem acasă și mâine, 12 noiembrie, de la ora 19, vă așteptăm din nou în sala Teatrului de Artă din Deva. Vă prezentăm spectacolul Jerry și câinele, în regia aceluiași Mihai Panaitescu, de la ora 19, după cum v-am spus. Locurile sunt, după cum știți, limitate, iar accesul se face cu respectarea tuturor regulilor în vigoare la momentul achiziționării biletului. Dacă intrați pe site-ul nostru, vedeți acolo numărul de telefon unde se pot face rezervările. Și sper din toată inima ca toată luna noiembrie să fiți alături de noi, de actorii și toată echipa Teatrului de Artă din Deva, pentru că, după cum bine v-am spus de foarte multe ori, noi fără dumneavoastră nu existăm. Știm că sunt vremuri grele, dar ne-am dorit să trecem împreună, poate mai ușor, peste această nebunie și vă așteptăm la teatru! Publicul îi va putea vedea pe scenă, în Jerry și câinele, pe Silviu Dobre, Aurelian Răducu Gheorghe, Diana Rotaru și Andreea Pascu. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii au o reducere de 50% din acest tarif.